Astra Giurgiu continuă seria victorilor în Liga 1 după ce a mai obținut 3 puncte joi seara în partida cu Săgeata Năvodari. În prima parte a meciului, giurgiuvenii nu au dat nicio șansă elevilor lui Selimeș, marcând numai puțin de 4 goluri. Au marcat pentru Astra Giurgiu Iahaia în minutele 7 și 22, Morais în minutul 17 și Iazalde în minutul 27. Deși Săgeata nu prea a existat pe teren în prima repriză, jucătorii de la Năvodari au reușit să înscrie primul gol în minutul 33 cu un șut al lui Chizu de la mare distanță. Așadar, scor la pauză 4-1 pentru Astra. În partea secundă a meciului, echipa gazdă a ieșit mai motivată de la cabine, iar în minutul 53 înscrie pentru 4-2 cu un șut al lui Vezan. În tot acest timp, Astra a dat semne de oboseală și lipsă de concentrare, așa că constanțenii au marcat și al treilea gol prin Chițu în minutul 76, în urma unei centrări perfecte venite de la David Lopez. Jucătorii lui Isăila au atacat și ei poarta adversă, însă finalul meciului nu a mai adus niciun gol, iar giurgiuvenii s-au văzut cu cele 3 puncte puse în joc și un gol avăraj avantajos. Astfel, în urma etapei de joi, Astra Giurgiu este din nou liderul Ligii 1 cu 29 de puncte. Următorul meci al giurgiuvenilor va fi pe 24 noiembrie pe teren propriu împotriva formației botoșani.